găsit! Dragii mei, astăzi la Minute de Lifestyle vorbim despre cum afectează pandemia stilul nostru de viață, despre problemele ce pot apărea din această pricină și metodele care ne pot ajuta să trecem mai ușor peste această perioadă. Despre toate acestea vorbim astăzi cu Alina Sasu, psiholog, consilier în dezvoltare personală, instructor în neurografică, facilitator de respirație holotropică, specialist în psihosomatică, life coach și fondator al școlii Neuroreforme. Bun găsit, Alina! Mulțumesc frumos, Alina, că m-ai invitat astăzi și te ascultăm, cum spuneai, toate denumire cumva tuturor diplomele mele care a început să crească o stima de sine. Misiunea mea cred că este cea cel mai generală sau cea mai importantă, asemenea ca și fiecare om are pe pământul respectiv. Noi venim pe pământul ăsta să învățăm. E un fel de școală și atunci misiunea este a descoperi pe sine, a descoperi cum este viața, ce poți să înveți din ea. E cam așa. Iar apoi am simțit nevoie. Tot ce știu eu se împart și cu alții. Adică toate metodele pe care am învățat ajută oamenilor să îmbunătățească calitatea vieții lor și să regăsească pe sine. Și odată când a regăsit pe sine, viața schimbă cursul spre bine, zicem așa, spre fericire. Aș vrea să începem cu pandemia aceasta prin care trecem și să-mi povestești cum este văzută pandemia sau acest virus prin ochii unui psiholog. Nu știu cum e văzut această pandemie prin ochii unui psiholog. Tot ce spun eu astăzi este doar o părere a mea, bineînțeles, bazată cumva pe descoperiri, pe lucrurile științifice, pe multe cărți, articole care am citit eu în legătură cu această pandemie, pentru că tocmai acest lucru ne schimbă categoric viața noastră, adică nu mai este nimic cum a fost înainte. Și aici e un virus de adaptație noastră către condiții noi. Și tot ce spun eu aici este dar părerea mea personală. Nu vreau să împun ce gândesc eu despre acest lucru, nu vreau să intru în polemice cu alții, fiecare are o părere a sa care trebuie să fie respectată. Prima dată am auzit eu despre acest virus când am întors de la părinți din Ucraina. Apoi, bineînțeles, a venit și cum acest virus de fapt se manifeste. Și am dat seama că nu este altceva decât o reacție psihosomatică, un virus psihosomatic, care s-a pornit pe cel mai mare conflict care avea și are în continuare omul în momentul de față pe pământ, este un conflict de a supraviețui. Pentru că în ultimul timp, ce facem noi? Ne alergăm după existență. Lăsam familie la o parte, copiii creșteau singuri, iar noi de dimineață până seara cu gândurile noastre și faptele noastre alergam după bani, adică existența, pentru că fără bani nu poți să trăiești și dacă fără bani nu poți trăiești, asta înseamnă mor. Și aici este un conflict, iar plămânii răspund, adică primele sunt afectate, în momentul este un conflict pe frica de moarte. Iar moartea pentru fiecare este de fapt terminarea al vieții, iar percepția asupra vieții este diferită. Nu neapărat moarte fizică, dar orice ceva care se termină sau orice care îți, adică are o importanță foarte mare pentru tine, de punct de vedere tot ce este legat de existența ta ca și persoană, ca și individ, ca și personalitate, așa și lucrurile materiale, precum bani sau precum alte plăceri a omului care este legat de lucru material. Și atunci acest virus a venit ca efect al cauzei principale ca prea mult a luat lumea raznă. Și îmi pare rău de oamenii care a trecut prin bolă, îmi pare rău de oamenii care au murit și mai ales neapărat de ei, ca să zicem așa, nu mai contează pentru ei, dar pentru cei dragi care au rămas și a trăit această trauma pierderii și așa mai departe, probabil mulți copii au rămas fără părinți, copii mari sau copii mici, tot copii rămân pentru părinți. Și atunci
această pandemie, de fapt și de drept, ne schimbă viața foarte mult. Iar dacă noi mergem în virusologie, că am studiat puțin această problemă, ce înseamnă virus? Virus, de fapt, este o informație genetică care ne aduce pentru atunci când avem nevoie de capacitate de a trece în altceva, adică spre schimbare. Pentru că virusul, de exemplu, de gripă, noi avem de patru ori pe an. Când? Atunci când organismul nostru se schimbă de la cald la rece, de la rece la cald, de la cald la fierbinte și de la fierbinte la cald. Adică virusul avem nevoie pentru adaptare mai lungă, adică pentru o perioadă mai lungă care urmează să fie, să existe în viața noastră, în mediul nostru și așa mai departe. Și atunci și coronavirus este nu altceva decât ajutorul nostru. Poate sunt convinsă că foarte multe persoane nu se fie de acord cu mine și repet, nu vreau să se intru cu nimeni în polemică sau spun că punctul meu de vedere este 100% cel adevărat, pentru că fiecare are adevărul său și asta e foarte bine. Și a venit ca o salvare pentru omenire cumva, dar și ca un examen care te ajută să conștientizezi că e bineînțeles că fiecare are obligația principală să aibă grijă de el, dar mai sunt și alții. Și ce este foarte important să trecem acest examen cu bine, pentru că așa e construită natura noastră. În momentul când ceva care este preponderal în ceva, întotdeauna sistem, natura lucrează pentru această care este ceva mai mult. La ce mă refer? Mă refer că totuși binele e un pic mai mult decât rău pe lumea aceasta și atunci, ok, în propriul tău interes și propria ta problemă este cea mai importantă întotdeauna și așa este, așa suntem construind noi. Egoism, până la urmă, dacă nu e prea mult, e un lucru foarte benefic omului și trebuie să fie folosit ca atare. Dar totuși sunt și alții. Și asta e, cred că, cea mai importantă diferență și calitate umană, de a gândi și la altul, adică de această empatie, de a pune în valoare, adică... A conștientiza întregul, vrei să spui. A conștientiza întregul. Noi toți facem parte din același întreg și dacă cumva ne-am susține unul pe altul, am fi un întreg mai fericit. Da, știi că omul nu are capacitate, de fapt, să știe de el, dacă el nu are oglinda, dar cel mai important, oglinda care este altă persoană. Știi, psihologi în psihologia copilului și în psihologia dezvoltării și în alte psihologii a depistat un lucru. Copilul știe că există numai atunci când se oglindește în ochii mamei. Dacă mama nu are contact cu el, adică te văd, te simt, copilul nu prea știe că există. Și atunci el va căuta existența, adică importanța lui în ochii tuturor când devine adult. În așa fel ca noi știm că existăm, noi avem nevoie de alți oameni. Pentru că nu avem această capacitate nici măcar să vezi cum arăți. Și chiar dacă te uiți în oglindă, de fiecare dată tu ai părerea sa despre ai părerea tine, ta și ai da, nevoie și de celelalte care pot să fie adevărată da, sau da, mai puțin adevărată, precum anorexia, de exemplu. Da? Fetele care au sau băieții care au anorexie se uită în oglindă și se văd grași, iar ei au kilograme foarte puțin pentru înălțimea lor. Și atunci noi, oamenii, suntem o ființă socială, nu putem să trăim singuri. Și atunci această pandemie ne dă un examen să trecem, să dovedim Universului, Dumnezeu, fiecare în ce crede. Asta mai puțin contează, că suntem oameni și merităm să trăim și merităm să trăim bine, adică în pace, în liniște, în fericire. Spuneai mai devreme despre bolile psihosomatice. Aș vrea să îmi spui care sunt acelea? Sau poate mai degrabă ar trebui să te întreb dacă toate bolile sunt psihosomatice, de fapt. Psihosomatica este o știință
care studiază legătura între stările noastre psihice și ca urmare emoțiile noastre în urma acestor stările psihice și corp. Și problema psihosomatică a fost studiată foarte mult timp. Adică însă Aristotel a spus că este foarte mare păcat ca medici care studiază corp nu ia în considerare și suflet. Că atunci psihicul era egal cu sufletul, însă psihologia este știința despre suflet. Și tot mai mulți oameni de știință, filosofi, medici, a ridicat această problemă. Însă psihosomatică, ca o ramură de medicină, a apărut destul de recent și a început din Germania. Sunt foarte multe specialiști în psihosomatică care a lucrat în domeniul științific și a scos mai multe teorii. Dar dacă noi știm construcția creierului, cum și reacție care creierul face la stimul din lumea exterioră, logic este ca toate bolile noastre face creierul. Iar, de exemplu, era un foarte mare om pentru psihosomatica, domnul Hammer, care a scris, a studiat în primul rând problema cancerului ca și boală psihosomatică. Până acum foarte mult cancer, diabet, tensiunea și alte boli care a fost produse de organele primare, să zicem așa, a corpului, a fost declarate bolile psihosomatice. Și atunci acest domnul Hammer a făcut o teorie întreagă ca orice bolă, dar absolut orice bolă, se produce pe baza conflictului psihologic și ca urmare biologic. Și de ce psihologic? Pentru că reacțiile noastre, comportamentul nostru este guvernat de creier. Este important de spus că este organul nostru de supraviețuire. Adică omul, dacă nu avea creierul așa de complex, nu are cum să supraviețuiască. Pentru că, uite, de exemplu, pui, ei când ies din ou, în 3 ore după ce s-a uscat, încep să mănâncă. Omul nu poate să mănânce singur. El nici nu poate să se încălzească singur. Adică omul este cel mai firavă ființă născută. Adică dacă e un nou născut și, de exemplu, pui afară, el va muri. Adică, ok, va țipa. Asta e singurul mecanismul lui de zicem așa, de supraviețuire și da semnale. Dacă nimeni nu aude, el nu va rezista foarte mult. Și atunci creierul este organ care ne ajută la supraviețuire. Primul scop a creierului este de a supraviețui. De fiecare dată, la un stimul din afara, din lumea exterioră, creierul va produce un cocktail hormonal. Și acest cocktail hormonal influențează comportamentul nostru. Întâi avem senzații la nivelul corpului, apoi avem cocktailul ăsta hormonal niște stări și apoi emoție. Emoția întotdeauna este o exprimare a stărilor interne al nostru produse de acest hormon. Plus, dacă te uiți la structura al sistemului nostru nervos, sistemul nervos central și sistemul nervos vegetativ, care este guvernată de hipotalamus și se află pe coloana vertebrală a omului și prin neuroni, mă rog, și prin alte cale, este legat cu toate organele noastre. E cumva da comanda prin acest sistem vegetativ al organismului nostru să pregătească pentru supraviețuire. Adică asta altfel și este mecanismul stresului. Adică de a lupta pentru a salva viața, pentru a fugi, pentru a salva viața sau pentru a ascunde, adică de înghița într-un colț, adică te prefaci mort, adică ursul, dacă omul preface mort, vine mirosă și pleacă. Okay? Și atunci, în aceste trei mecanisme, tu salvezi viața.
Și în momentul când creierul, prin simțurile noastre, prin cele 5 organe care are corpul nostru de a percepe această realitate, vine un impuls în creierul nostru, pune ca să poate să salva viața toate organele în funcțiune. Inima începe să bate mai tare, vasele sanguine se strâng. De ce se strâng? Că are o logică în chestia asta. Pentru că în momentul când tu fugi sau ești mușcat de cineva și este o tăietură, o rană, să nu pierzi toate sângele și cu toate acestea, tensiunea îți crește. Apoi, organismul nostru accesează sursele noastre de grasime ca să poată să transforme în zahăr, ca zahăr să dea energie de viteză mai mare. Însă și pupila ochilor este îngrinată în acest proces. Apoi vine perioada de calmare și atunci tot sistemul nervos vegetativ vine și calmează, adică o scoate restul de hormone, adică se pune în nouă funcțiune. Când acest stres, distres, pentru că există și un stres termic, există un stres și pozitiv, aceste efectele sau acest pericol se declanșează tot timpul, sistemul nostru, organismul nostru intră în așa denumită uzură. În momentul când noi trăim un conflict emoțional și în creierul nostru produce un cocktail hormonal, creierul nostru acest lucru învață, adică se formează anumite căile neuronale. Prin aceste căile neuronale noi de fapt și facem o decizie foarte rapidă la orice ce vine în afară. Asta e capacitatea noastră de învățat de mici. Și aceste căile neuronale, mai se spune și programe mentale, care omul are. Anumite programe mentale noi primim de la părinți, strămoși și așa mai departe, și anumite programe mentale noi învățăm. Adică noi creăm căile noastre neuronale prin experiență. Vedem un lucru, simțim un lucru, mirosim un lucru și învățăm că acest lucru, de exemplu, este o lămâie. Și când mănânci, ea este acră. Sau că această persoană este mama, adică mama, da, ea arată așa și vezi că asta e ochii ei, mirosul, cum se uite la tine, ce voce are și atunci creierul învață că asta este mama. El nu se mai confunde altă persoană cu mama, pentru că așa învață. E, tot așa creierul nostru învață mecanismele de supraviețuire, mecanismele de adaptare a noastră către lumea exterioră. Și aceste mecanisme rămân pe viață, odată implementate. Și atunci, în momentul când apare stare de stres, creierul nostru apelează, că așa funcționează, nici nu e corect să spun că apelează, accesează aceste căile neuronale și noi știm cum să reacționăm la această situație. Și toată această situație e un cocktail hormonal. În momentul când s-a întâmplat un șoc emoțional, o traumă, și această traumă a fost, poate a fost așa de tare că psihicul nostru nu a putut să prelucreze, să atunci a împins în așa denumit inconștient. Psihicul nostru ascunde, să zicem așa, ca să vorbim pe limba simplă, ascunde. Ascunde într-o cutiuță, metaforic vorbim. Și această cutiuță e cutia Pandorii. Ea stă acolo. Însă, de fiecare dată când vine ceva care seamănă cu un obiect, cu un sunet, cu un stimul inițial care a produs acest cocktail hormonal, cocktailul acesta hormonal devine viu. El este viu acolo, dar este conservat. Iar noi avem nevoie de foarte multă energie să ținem această cutie a Pandorei închisă. Da. Da? Și aici de exemplu cum este în pandemie, care erau oamenii care sunt cei mai vulnerabile
la acest virus, pentru că virus pentru fiecare se procedează cu tot și cu tot diferit. Absolut. Fiind diferiți, pe fiecare dintre noi, acest virus își pune altfel de amprentă. Da. Evident. Pentru că dacă tu ai suficientă energie, capacitate de schimbare, pentru că am vrut să spun și am sărit pe altă temă, pentru că virusul aduce informația genetică celulele noastre pentru adaptare, adică pentru a schimbare la un nou, la un nou mediu, de trai, la, la clima, la... A tot ce vine diferit în viața noastră. Ce vine diferit în viața noastră, exact. Și atunci celulele care nu sunt capabile pentru adaptare, virusul distruge. Și atunci, în momentul când sunt deja foarte multe, când omul are destul de multe bolile psihosomatice, diabet, tiroida, probleme cu inima sau alte boli, greutate în plus, și asta este o bolă psihosomatică, obezitate. Și atunci ce se întâmplă? Organismul are prea puține celule capabile spre adaptare, spre un nou stil de viață. Și ca urmare, organismul nu rezistă. Adică nu mai ai suficientă energie pentru a modifica ceva. Mai ales oamenii cu vârsta pierd în cantitate energie vitală. Și atunci chiar în psihoterapie, oamenii după, de exemplu, 60 de ani, e destul de rar pot să pui la o psihologie, de exemplu, profundă, adâncă, pentru că ei n-au resurse. Nu pot să se ducă fizic, adică corporal, toată această modificare psihică care poate să fie produsă printr-o psihoterapie. Vreau să te întreb un lucru. Pe fondul ăsta care, mă rog, se întâmplă de ceva vreme și pare că nu se mai oprește, al pandemiei, ce probleme concrete pot apărea și cum le putem rezolva? Cu siguranță există și în psihoterapie și în multe alte domenii variante de a ne ajuta să trecem mai ușor peste această perioadă. S-a mărit foarte mult depresia și anxietate. Și asta ținând cont că după statistica mondială, și aici vorbim despre, zicem așa, viața după 30 de ani, fiecare a 10 persoană, de la 35 ani până la 50, are depresie. Fiecare a 10 persoană. Iar după 50 de ani, fiecare a 5-a persoană are depresie. Și atunci, dacă numărul de cazurile de depresie a crescut, îți dai seama cât pot să fie aceasta? Iar ce înseamnă depresie? Este un program de autodestrugere în momentul când tu, pur și simplu, îți dai seama că nu mai ai energie de a schimba ceva. Și cum putem să trecem mai ușor peste perioada asta? În primul rând, știu că în România, și e normal cumva acest lucru pentru că provine din istorie, adică 20 sau 50 de ani fără psihologie, normal că s-a transmis informația genetică, că psihologia nu este ceva necesar, nu merg la psiholog. Și de ce nu merg psiholog? Pentru că există această o părere că nu sunt nebun la cap ca să mă duc la psiholog. Ce probabil nu realizează sau nu știe foarte multe persoane, că psihologul nu lucrează cu oamenii nebuni la cap. Pentru că omul care deja e nebun la cap, nu prea place această expresie, dar zicem așa, cel mai uzală această expresie, deja are nevoie de pastile. Un psiholog nu administrează pastile și nici nu lucrează cu oamenii cu depresie clinică, pentru că există o depresie ușoară care lucrează psihologi, adică ce face un psiholog? Ajută pe fiecare clientul sau pacientul său să găsească resurse. El nu modifică nimic. Adică nu are capacitate nimeni, nu poate să modifică pe nimeni. Adică psihologi chiar au un banc foarte interesant, la modul, știi cum schimbă psihologii becul? Întreabă pe becul dacă vrea să fie schimbat. Adică
un psiholog niciodată nu se duce peste dorința sau nu se duce peste liberul arbitru a unui pacient. Este poate suport sau ghid. Este dar suport sau, mai bine spus, o oglindă. Pentru că psiholog e așa învățat indiferent ce psihologie practică. Nu există un psiholog proști sau unii mai buni, unii sunt mai slabi, sau nu există o psihologie mai bună sau o psihologie mai puțin bună. Există psihologii care se potrivește mai bine sau psihologi care se potrivesc mai bine pentru fiecare om în parte, pentru că e unic. Și atunci, când te duci la un psiholog, tu de fapt și de drept cauți resursele proprie ale tale care să te ajute să mergi în viața și nu cu orice viață. Să îmbunătățești calitatea vieții tale ce a fost până acum. M-ai întrebat mai devreme care sunt metode de a trece pandemia în mod, zicem așa, mai ușor. Primul și primul lucru este management al panicii. Pentru că panica produce, bineînțeles, de a pierdere controlul și de a creierul produce un mare cocktail hormonal legat de supraviețuire. Adică panica este o frică imensă de moarte. Și atunci managementul acestei panice ți aduce prea a trece pandemia foarte bine.